Colegi, eu am discutat cu dumneavoastră referitor la proiectul de hotărâre cu privire la Moldața. Dumneavoastră ați spus că este vorba de un împrumut și guvernul în exercițiu nu are atribuțiile respective. Este vorba doar de un împrumut care între două întreprinderi de stat. Toate avizele le avem pozitive. Poate să spun pe marginea acestui proiect domnul ministru de Finanțe și domnul ministru a Justiției, poate e cazul să-l includem în ordine de zi, pentru că situația este foarte gravă și nu mai așteaptă. Din luna aprilie tot ne zbatem și până în prezent am găsit această soluție și poate ar fi bine să-l includem astăzi în ordine de zi. Deci dacă toate avizele sunt pozitive, asta e una, numai domnul ministru a Justiției, spuneți-vă, vă rog, ce se referă la atribuțiile guvernului, dacă suntem noi acum mandatați cu așa ceva. Cu Moldața. El nu e inclus în ordine de zi, noi l-am citat dimineața. Eu îmi cer scuze, nu l-am văzut. Noi suntem dispuși să ne uităm dacă este rapid să poate în timpul ședinței să expertizăm, venim la sfârșitul ședinței cu vreo opinie prealabilă, dar eu nu știu despre ce vorbim. Eu ideea o înțeleg, dar nu știu textul propriu zis și nu știu. Și da, el nu a trecut avizarea și nici expertiză. Deci Ministerul Finanțelor a avizat pozitiv? Domnul prim-ministru, noi am avizat, înțelegem că acolo sunt niște clarități, trebuie să facem, să fie foarte clar de punct de vedere juridic, noțiunile care le-am pus acolo, dar în același timp, dacă domnul ministru a fost declarat că acolo să-ți facă ceva regulă la întreprinderea asta, cel puțin în presă eu am auzit. Toți știu că întreprinderea asta din februarie are problema asta.